Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, acuză Rusia de crime de război și cere Uniunii Europene să aprobe aderarea imediată a țării sale. Atacurile armate asupra capitalei Kiev și a orașului Harkov au continuat. Sunt morți și mulți răniți. Președintele SUA, Joe Biden, a transmis că nu avem de ce să ne temem de amenințările nucleare venite din partea lui Vladimir Putin, iar secretarul general al NATO cere Rusiei să înceteze imediat războiul. Marți, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a vorbit prin videoconferință în plenul Parlamentului European de la Bruxelles. Mesajul său vine în ziua în care eurodeputații adoptă o rezoluție prin care solicită instituțiilor UE să depună eforturi pentru acordarea statutului de candidat al Uniunii Europene Ucrainei și între timp să continue să lucreze pentru integrarea în piața unică a Uniunii Europene. Vorbind prin video, președintele ucrainien a spus că ucrainii plătesc prețul suprem apărând libertatea. Ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, a spus că Rusia va continua operațiunea militară specială, așa cum este numită de Kremlin, invazia în Ucraina, până la atingerea obiectivelor stabilite. Dacă președintele Ucrainei a fost aplaudat în scenă deschisă, în Parlamentul European, ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, a fost lăsat să vorbească singur, după ce a cerut retragerea armamentului nuclear american din fostele țări URSS. Alexandru Rafil a anunțat o scădere constantă la nivelul tuturor indicatorilor. La nivelul cazurilor noi, după data confirmării, media la 7 zile, evoluția ratei de pozitivitate, care este în jur de 15% din totalul testelor care se efectuează zilnic, un trend descendent al numărului de decese și, de asemenea, un trend descendent mai puțin rapid, dacă vreți, dar este un lucru normal. Există o anumită întârziere față de scăderea numărului de cazuri a persoanelor internate la ATI. Ministrul estimează că într-o săptămână sau două ajungem sub 1000 de cazuri pe zi. Propunerile noastre sunt doar propuneri, luați-le ca atare. Este vorba despre accesul fără certificat electronic COVID în centrele comerciale, în instituțiile publice, hoteluri, pensiuni și restaurante. De asemenea, creșterea limitei de la 30 la 50% din capacitatea maximă a spațiului fără restricții de interval orar, și asta cred că e un lucru care este așteptat de multă lume, pentru competițiile sportive, activitățile din cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole, concertele în aer liber, cursuri, conferințe, workshop-uri, săli de sport și piscine. De asemenea, se permite organizarea evenimentelor private cu participarea maxim 200 de persoane. Masca, în mod evident, nu se va mai utiliza în mediul exterior, însă purtarea măștii rămâne obligatorie în spațiile publice închise și este recomandată în spațiile deschise aglomerate. În schimb, se menține posibilitatea izolării și carantinării persoanelor care sosesc din țări cu risc epidemiologic ridicat. Se menține testarea săptămânală a personalului de îngrijire și de asistență, a personalului de specialitate și auxiliar din centrele de îngrijire a persoanelor vârstnice, dar și cele privind dezinfecția în mijloace de transport public. Într-o declarație de presă susținută după ședința CSAT de ieri, președintele Klaus Iohannis a afirmat că, indiferent de deznodământ, există deja un învingător, poporul ucrainian. Suntem cu toții indignați de atacul brutal al Rusiei împotriva unui stat suveran și independent și nu putem accepta ca harta Europei să fie redesenată prin violență. Indiferent de deznodământul acțiunii militare, există deja un învingător, poporul ucrainean, care a devenit simbolul luptei pentru libertate, simbolul rezistenței împotriva unui invadator. Eroismul și curajul ucrainienilor inspiră și obligă. Apartenența României la aceste două structuri, Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană, dublată de parteneriatul strategic foarte solid cu Statele Unite ale Americii,
reprezintă fără îndoială cel mai mare câștig al nostru din ultimii 30 de ani. Apoi președintele Iohannis a prezentat deciziile luate în cadrul CSEAT. Am decis să intensificăm la nivel bilateral și aliat demersurile pentru consolidarea semnificativă a posturii de descurajare și apărare pe flancul estic în perioada imediat următoare. Am hotărât intensificarea măsurilor pentru a ajuta refugiații din Ucraina și a gestiona integrat un aflux masiv de persoane care intră pe teritoriul țării noastre. Este nevoie de creșterea capacității de apărare a statului român. În acest sens, consider că se impune creșterea procentului din PIB alocat cheltuielilor de apărare de la 2%, cât este în momentul de față, la 2,5%. În al doilea rând, se impune realizarea independenței energetice a României, în principal prin dezvoltarea energiilor regenerabile și nucleare civile. Vaccinarea continuă în județul Satu Mare într-un ritm mai lent ca până acum, cu aproximativ 100 de vaccinați pe zi. Cel mai solicitat în centru rămâne cel din incinta sălii de sport de la școala gimnazială Avram Iancu, micro 16, municipiul Satu Mare. Ritmul de vaccinare este dat peste cap în ultima perioadă din cauza schimbării programului de vaccinare hotărât de DSP pe niște criterii pe care eu nu le consider deloc obiective. La acest centru, vaccinarea se mai face în zilele de marți, joi și sâmbătă, între orele 12-18. Sunt eligibili pentru vaccinare copii și adulți, cetățeni ai României sau ai alter țări, deci inclusiv ucrainieni. Cert este că ne-a luat prin surprindere nou program. Eu, încă o dată spun, la experiența mea, înainte de a schimba programul, o săptămână, anunțam publicul, pentru că sunt bătrân de la țară, care vin de la ora 7 la vaccin și noi în ziua respectivă nu vaccinăm. Alții vin și stau până la ora 12 când deschidem. Cert este că programul de vaccin la Avram Iancu este marțea, joia și sâmbăta de la orele 12 la orele 18. Oricine, cetățeni români, cetățeni străini, dacă vin ucrainieni nevaccinați, îi vaccinăm cu mare plăcere, avem cu ce? Cred că știți că suntem singurul centru din județ care avem 3 sortimente de vaccin. Pfizer senior, junior și Johnson. Sigur că apetitul pentru Johnson a cam scăzut din cauza austriecilor. Acum vin oameni să se vaccineze, să facă doza a doua, apelul, dar neapărat cu Pfizer. S-a redus programul la centru de vaccinare, ireal, pentru că cei care vin acum sunt oamenii care se pregătesc să plece la muncă în străinătate. Indiferent cât vrea ministrul Rafila să ne lase libere aici, nu poți să treci granița fără 3 doze. Din păcate, pentru angajații centrului sunt restanțe salariale de aproximativ 2 luni. Este că noi ne străduim să ne facem cu personal redus, deci suntem 2 medici, 4 asistenți, pentru că lucrează în ture la spital, câte 2 pe tură la noi la vaccin, și 2 registratori. Să sperăm că și cei care nu mai lucrează momentan cu noi își vor primi salariile restante. Dar pe câte luni? 4 luni? Nu. Până la sfârșitul anului, cumva, din banii returnați de pe la nivel de județe, ne-au dat banii pe luna noiembrie. Da? Da, luna trecută cu chiu cu vai ne-au dat banii pe luna decembrie. Ianuarie este în aer, s-a terminat februarie, n-am primit. Deci cam 2 luni. 2 luni restanță. 2 luni restanță. Nu-i mare lucru pentru un guvern ca al nostru. Au.
Prefectura Satu Mare anunță că începând de marți, 1 martie până vineri 4 martie, serviciul public comunitar de pașaport are program cu publicul până la ora 20, însă este nevoie de programare. Începând de marți 1 martie 2022 și până vineri 4 martie 2022, serviciul public comunitar de pașaport va avea program de lucru cu publicul prelungit până la ora 20. Menționăm că sunt necesare programările pentru prezentarea la ghișeu, precizează sursa citată. Programările se fac online la adresa www.epasaporte.ro, iar taxele se pot plăti și pe platforma ghișeul.ro. Taxele se pot achita și la CheckBank. Pentru eliberarea pașaportului simplu electronic sunt necesare următoarele documente: cartea de identitate, documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului și pașaportul vechi. În cadrul copiilor sub 12 ani sunt necesare următoarele documente: certificatul de naștere în original, documentele de identitate ale părinților, documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, pașaportul anterior dacă există. În situația în care cererea pentru eliberarea pașaportului simplu electronic este formulată de un singur părinte, reprezentant legal, persoană împuternicită, aceasta trebuie însoțită de procură specială prin care un părinte împuternicește celălalt părinte sau declarația privind acordul celuilalt părinte în original. Prezența minorului este obligatorie. Pentru pașaportul simplu electronic, taxa este de 258 de lei pentru persoanele peste 12 ani și 234 de lei pentru copiii sub 12 ani. Pentru pașaportul simplu temporar, taxa este de 96 de lei, indiferent de vârstă. Informația zilei se alătură primăriilor, școlilor și partidelor, care adună ajutoare pentru cetățenii din Ucraina. Ajutoarele pot fi depuse de luni până vineri, între orele 9-18, la Agenția de Mică Publicitate a Informației Zilei, strada Micu Clai, numărul 2. Acestea vor fi trimise printr-un cordon umanitar cu ajutorul Uniunii Ucrainenilor în localitatea Hija, unde s-au adunat sinistrați din toate colțurile Ucrainei. Elevii și profesorii Liceului Teoretic George Pop de Băsești, Satu Mare, s-au mobilizat și au adunat câteva pachete pentru sinistrații din Ucraina. Ajutoarele au fost aduse la biroul de mica publicitate a cotidianului Informația Zilei de elevele Varga Ana Cristina și Titia Raluca din clasa 10-a. Mă numesc Ana Cristina, sunt de la Liceul George Pop de Băsești din Satu Mare. Am adus alimente pentru refugiații din Ucraina. Am cumpărat produse alimentare, pufuleți, conserve, biscuiți, paste și produse de igienă, scute ce să pună șervețele umede. Celor care vor veni cu ajutoare, Informația Zilei le oferă cu titlu gratuit 3 anunțuri la mica publicitate, pe 3 zile. Programul lunii martie al Filarmonicii de Stadinul Ipatii Satu Mare este unul foarte bogat în evenimente, începând de la recitarul dedicate primăverii și zilei femeii și încheind cu serie de operetă, concerte educative, respectiv simfonice. Publicul sătmărean va avea parte de invitați de talie internațională din Spania, Olanda și Ungaria. Conferința din 28 februarie de la ora 12 a fost susținută de către directorul artistic Piștuco Emeuche, respectiv de directorul adjunct Claudiu Pitic. Am dorit să vă relatăm totuși câteva momente bune și extraordinare din anul trecut și ne bucurăm mult că avem un public atât de receptiv și activ care vine la concertele noastre. Avem concerte clasice pe care avem în fiecare săptămână, dar vrem să atragem și un public mai tânăr, cum am avut acum două săptămâni concertul cu Cosica, cu cover-uri și muzică de jazz, inspirat din folclorul românesc și unguresc. Ne pregătim și cu concerte educative. Această lună, martie, o să intrăm cu un boom mare. Joi 3 martie de la ora 18:30 în sala Filarmonicii se va derula un concert simfonic dirijat de Iancov Jolt. Joi avem un concert de trompetă, Neruda și Sinfonia de Schubert numărul 5. Avem recital dedicat de Ziua Femeii, duminică. Avem seară de operă care este în parteneriat cu Noel Party, un concert caritabil, adunăm pentru a construi o casă de copii. Avem invitați din
Spania. Josu Sola, un marele pianist care a câștigat și concursul Enescu. Avem concert dedicat lui Brahms la pupitru dirijoral Novak Ștefan, dirijorul nostru permanent. Și nu în ultimul rând, în ultima săptămână din această lună, în 31, am dat ocazia celor doi colegi de ai noștri ca să concerteze soliști alături de orchestra noastră, un dirijor din Olanda, fiind Joseph Suile. Da. Tot luna aceasta avem două concerte educative, Micul Toboșar, în care prezentăm instrumentele de percuție pentru copii, legate și într-un cadru mai academic, cu muzică clasică și muzică pentru copii, dar avem și un concert nou, Prințesa și Balaurul, în care prezentăm instrumentele de suflat de alamă. Directorul artistic Piștucu Aimeke a precizat în cadrul conferinței faptul că există și o colaborare între instituția pe care o reprezintă și Direcția de Asistență Socială, respectiv Protecția Copilului. Mații camerale duc la centrele acestea muzică clasică, ca să nu uităm nici de ei și dacă sunt în dezavantajați, să aibă parte de cultură, de cultură muzicală. S-au amintit și câteva dintre realizările de care instituția a avut parte, în special la capitolul achiziționării de instrumente. Este foarte important ca acestea să fie înlocuite periodic, pentru ca reprezentațiile să fie la înălțimea celui mai exigent public. De asemenea, anul trecut s-a reușit completarea colecției de instrumente de cântat. Am reușit pentru scenă să facem un sistem de lumini. L-am îmbunătățit, am mai cumpărat și anul trecut reflectoare și anul acesta. Dar pe lângă astea am reușit să luăm și o stație de amplificare să folosim la anumite alte evenimente decât cele clasice pe care le facem. Am reușit pe partea materială, cum ar veni pentru orchestră. Am avut diferite probleme cu instrumente care erau foarte vechi. Drept urmare am reușit să luăm anul trecut un oboi, un clarinet. De fapt, sunt două bucăți clarineți. Pereche. Da, o pereche, în si bemol și încă unul în la. Am reușit să luăm un flaut și un set de trompete Schaber. Și suntem foarte bucuroși pentru chestia asta, pentru că aveam nevoie. La un moment dat, instrumentele trebuie schimbate. Aceasta a mai menționat faptul că s-a demarat proiectul pentru înlocuirea scaunelor din sala de concerte, abia acum sosind avizul favorabil pentru acest deziderat al reprezentanților filarmonicii. Din păcate nu am reușit să ducem la bun sfârșit procedura de a scoate la licitație și astfel nu s-a materializat, însă sperăm că o să reușim în acest an și să terminăm atât cu acest subiect, mocheta și scaunele, pentru că dintr-o dată se schimbă totul. Pentru public, consider că este foarte important să poți să stai într-un scaun comod. Da? La fel, am solicitat întocmirea documentației DALI pentru reabilitarea întregii clădiri. Avem nevoie de această documentație de la minister, pentru că, după cum știm, clădirea noastră este o clădire de monument istoric, gradul A, și orice reparație sau modificare facem, avem nevoie de aprobări speciale. Banca Națională României a cotat 1 euro la 4,94 de bani, cu 0,01% mai mult față de cotația de marți. Dolarul american a fost cotat la 4,45 de bani, cu 0,75% mai mult față de ultima cotație. Moneda maghiară a fost cotată la 1 leu și 29 de bani pentru 100 de foriți.
În timpul nopții, cerul va fi variabil, cu norări persistente în jumătatea estică a țării, unde temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, except în zona deltei, unde vor fi mixte. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile minime se vor încadra între minus 6 și 1 grad. În timpul zilei, vremea va fi rece pentru această dată în cea mai mare parte a țării, deși valorile termice vor crește ușor în jumătatea estică. Cerul va avea temporar norări și se vor semnala precipitații locale în nord-est și est, pe arii mai restrânse în sens sud-est și doar pe alocuri în rest. Acestea vor fi sub formă de ninsoare la munte, predominant ninsori în Transilvania, mixte în Moldova, Muntenia și Dobrogea și mai ales ploi în celelalte regiuni. Vântul va sufla de la slab la moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă, pe litoral, dar trecător și în Moldova și în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 0 și 9 grade. În județul Satu Mare, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros, izolat va ninge slab. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 3 și minus 1 grad, iar cele maxime între 6 și 8 grade. În județul Maramureș, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros, local la munte și izolat în rest, trecător va ninge slab. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 4 și minus 2 grade, iar cele maxime între 3 și 6 grade. În județul Sălaj, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros, izolat va ninge slab. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 4 și minus 2 grade, iar cele maxime între 4 și 6 grade. În județul Cluj, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros, local la munte și izolat în rest, trecător va ninge slab. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 4 și minus 2 grade, iar cele maxime între 4 și 6 grade.